Aici a avut de gătit cu sweet chili. Sweet chili. Ia să vedem. Revezi cu sweet chili? Hai, bag. Revezi cu sweet chili? Ce o fi, hai. Unde e sweet chili aici? Bă! Unde e sweet chili aici, mă? Nu e prima oară când fac un astfel de preparat și sunt oarecum încrezătoare. Eu aș fi folosit sweet chili pe carne. De ce? Uite de în ce cauză. Că să usuc. Pentru motivul ăsta. Da, de-aia nu sunt mai mulți de Sorin Bonte în această lume. Dreptate. Deci avem un legume. Și două piureuri. Și două piureuri și un mușculeț de porc și două ciuperci. Iar această ciupercă e un pic cam prea mult ghimbir. A folosit mult ghimbir și carnea este scoasă din sos. Nu cred că o să avem farfurile de aseară. Pentru că nu s-au descurcat niciodată bine când au avut ceva impus. Guda! Gordon Bleu! Indiferent ce se va întâmpla, eu sunt mândră de mine, am făcut primul meu Gordon Bleu. Numai că e prea simplu, aspectul e foarte simplu și sper că am nimic de mâncare cu gust. Gordon Bleu, classic and easy. Și arată frumușel farfuria. Foarte inspirat. Piure, sos de brânză. Unde e Guda? Nu e înăuntru, acolo, în ăla? E și aici cu 3 tone. Sosul făcut din cașcaval merge foarte bine cu cordon bleu. Sosole? Piure de conopidă. Piure de conopidă cu cartof. Bere neagră. Asta sigur nu e de la tine. Am făcut ce mi-a trecut prin cap, ca de obicei. Eu niciodată nu gândesc mai mult. Primul lucru care îmi vine în cap, ăla îl gătesc. Oricât ar fi de nasoală la gust, uitați-vă ce frumos arată. Să fi pus în sos bere neagră? Da, în sos. O ruladă de pui cu niște legume pe acolo, cu un sos de bere neagră, cu niște stafide. Da, ce ciudată e berea asta. Păi da. A ce, mă, berea neagră e sărată? Nu, dar nu, dacă se amărește, se schimbă. Dar nu e amară. Și de dificultatea nu simt amară, jur. Berea neagră e amară. Faptul că avem și baconul care a stat în bere neagră a sărat și mai tare sosul, adică cred că aici s-au gătit cumva împreună. O simt mai mult sărată decât amară. Sărată e de la asta. Aici mă enervează un pic săratul ăla. Da, puțin, nu tare. Hai, 3, 2, 1, Guda! Și... Ui, ce avem aici? Per ansamblu, farfuria arată super bine. Vita era medium, homoarul arăta într-un mare fel. Chiar m-am bucurat că mi-a ieșit nucai așa cum am vrut eu. Brânzică, Guda! Uite, cu homar, cu surf and turf. Hai să tăiem vita. Ok, faci un surf and turf, faci mușchiul de vită, homarul, e ok. Nu văd de ce să mai pui în plus sosul de cașcaval. Omoară un pic homarul. Bacon, cartofi și brânză. Un fel de... Da, la, cum cartofi zice... gratinați. Da. La cartofii gratinați o să folosim mai multe tipuri de brânză, printre care și Guda, deci e în regulă, e în temă. Eu nu scălătesc, mă face cartofi. Nu, nu, nu. Eu nu fac așa ceva. Gust, mă refer la nu gust. Nu sunt ai mei, nu sunt ai mei. Eu îi fac zdrobiți, nu-i fac așa pe mine. Niciodată. Mă rog, acum nu era de zdrobit, dar trebuia să arate și într-un fel. Guda, cu creveți. Băi, farfuria e gustoasă, dar alegerea e puțin așa. Cașcaval pane? Sunt foarte încrezător în farfuria mea pentru că arată bine, pentru că are gust, pentru că e lucrată exact așa cum mi-am dorit eu și să fie biletul meu direct către semifinal. Ce sweet chili. Sweet chili, iarăși. Da, dar la fel nu l-a frumos. Băgat în... Stai mă un pic. Unde l-a băgat? Hai să vedem. În legume l-a băgat în somon. Sau ce e asta? Nu știu, hai să vedem. E un pește. Șalău. Ăsta e un concurent cu mințel așa. Șalău, un panco, nu e mare lucru. Bă, dar sweet chili ăsta de aici n-are nicio treabă cu sweet chili de prima dată. Ați putea sweet chili să fie făcut de el, știi, să nu fie de la borcan. Adică cum a da, fost da, în partea ăla nu e, ăla a fost de la borcan. Da. De ce, doamne, te bagă doar în legume sweet chili, nu înțeleg. Era plăcut să fie altfel folosit sweet chili, dar până la urmă asta e, nu e rău. Ăla, acolo am muncit mai mult decât am muncit ăsta, dar mi-a zis mai bine, mai mult mai și folos. De ce inteligență, știi? N-am muncit mai mult. Legumele nu deranjează cu nimic. Legumele sunt chiar gustoase. Și șalău este gătit corect.
Hai! E, ce-i acolo, bere neagră? Este o idee mai nebunească pe care am mai folosit-o în trecut, în a găti porcul cu cafea și a face demiglas cu cafea. Și cred că e rețeta succesului de astăzi. Curge foarte bine. Are o culoare frumoasă. Stai, mă, că strigi, m-am pus prea mult. Dar nu, mă, că n-am pus, am pus pe lângă. Iei cât vrei. Opa! Ce, sărat? Gust. E puțin dulceagă amară. Un piure de ceapă cu cafea are cumva gust și de ciuperci. E incredibil. Nu mă deranja cafeaua aia de acolo, ba din contră, chiar îmi plăcea. Mai avem niște mini fenel, aici avem niște ciuperci. De porc. Mușchiuleț de porc și un piure de Dumnezeu să-l ierte, că nu e o farfurie cu un gust care te duce cumva într-o zonă și de desert în același timp, dar e o farfurie cu main course. Are o aromă subtilă de cafea undeva și berea neagră pune în evidență cam tot restul în farfurie. Tot de ciupercă? Îmi pare ciupercă. Hai să zic eu, combinația de gusturi se pare foarte mișto. Nu-mi dau seama cu e și ce e. Ce e, wasabi? Am făcut tot ce spate de făcut pentru să meargă în semifinală. Spate mai bine, mereu spate mai bine. Crevete cu Saint-Jacques și cu peștișor. Peștișor și avem și avocado. Pește și avocado. Avocado, wasabi, cred că avem maioneză cu wasabi. Maioneză cu wasabi și cred că este și un piure de mazăre. Era wasabi și pe maioneză, era wasabi și pe mazăre. A pus avocado, l-a pus pe grătar. Da, da. Foarte tare asta, arată ca o farfurie de revistă. Avocado pus pe grătar. Sincer, la gust nu-l ajută, dar vizual chiar îi potențează valoarea. Ia gustă din piureul ăsta de mazăre. Am luat. Separat, simplu, fără nimic altceva. Deci așa wasabi cu minte n-am mai mâncat în viața mea. Da, pe egal, exact, să nu te deranjeze. Ce e bere neagră, iarăși. Bă, dar au tras copiii ăștia numai bere neagră, mă. Farfuria mea arată un pic ciudat din cauza peștelui, dacă e negru. Te întreb dacă e ars prima oară. În rest, consider că am un gust foarte bun în farfurie și sper să fie și pe placul șefilor. Băi, nu știu, hai să vedem că pare... E un pane în care a băgat cărbune, vegetal. Și aici e bere neagră. Acolo e? Da. O chestie neagră în mijloc, așa? Zic, bă, mă, zic, ce-o fi folosit, o fi amară. Hai că sunt curios să stau peștele cum e. Da, bere neagră și miere. Foarte ia să tare. Vedem, pe cartoful ăsta există bere neagră? Dar mai are ce face, nu-mi dau seama acolo. Nu este aici, nu? Deci, un pește pane, practic, o crustă, un fish and chips diferit, ieșit din tipar. Și atent că am rămas cu Mino în semifinale, atât. Care să fie Mino? Sunt reprezentanți din toate echipele și sunt sus, farfurile sunt foarte sus. Dacă voi recunoașteți vreunul pe aici, eu niciunul. Nu recunosc pe deci acum nu mai îmi dau seama. Jumătate din ei au gătit senzațional de bine. Avem de departe cele mai bune farfurii de duel. Sunt patru farfurii foarte bune, mai sunt vreo două medii, iar două cam slăbuțe și cam stau cu inima strânsă așa, cam cine ce a gătit. Pentru că nu prea îmi dau seama. Și până la urmă doar unul trebuie să câștige și gata. Hai, asta e. Unul rămâne la final. Am emoții pentru că ai mei s-au aruncat foarte tare și foarte repede în vâltoarea duelului și au oferit locul lor în semifinală lui Mino și sper să se țină de cuvânt să întoarcă ambii înapoi în bucătărie. Hai, Dimo, hai acasă. Statul ăla acolo, mai ales că eram singur. Măcar la verzi erau doi oameni care așteptau. La mov, de bine, de rău, nu era nimeni. Eu am două brațe, doi oameni trebuie să vină, pe care vreau să-i îmbrățișez. Aia. Și să știi că noi avem patru brațe și trebuie să vină doar trei. Și ce-ar fi cel mai frumos, de fapt, și cel mai corect să se întâmple? Ghici, unde-i gaura mai mare? Nu mai puteam să-l ascund nici pe babană în dreapta mea, care parcă-i luase locul Amaliei și mă nebunise. Mai mare că mi-e drag de el, săracul, că e incredibil, are și el un suflet destul de mare și onest, dar băi, nene, ai mei contează albaștrii, să se întoarcă albaștrii. Restul face ce vreți, frate. Mă uit numai la ecranul ăla, zici că aștept farfurile, adică...